Project chiar în săptămâna patimilor au filmat în Chișinău un videoclip. Da, ați auzit bine, românii Tudor și Dan au filmat într-un local de fițe din capitala noastră un videoclip pentru noul lor single. Pe noi tare ne mănâncă interesul. De ce la noi? Oare îi bate criza la buzunare sau la noi sunt cele mai frumoase fete? Miercuri în săptămâna mare i-am prins pe băieții din Fly Project într-un local de fițe din capitală, înconjurați de fete frumoase. Dar să nu credeți că păcătuiau ei chiar înainte de Paște. Erau cu treabă, filmau un clip. Da, mare ne-a fost și nouă mirarea cum ei din România au venit să filmeze la noi, în Moldova, căci de obicei era invers. De mult, de foarte mult timp ne-am dorit să facem un videoclip, să filmăm un videoclip în Chișinău. Că tot a venit timpul, am zis gata, trebuie să plecăm la Chișinău. Ne-am făcut bagajele și am venit la Chișinău. A fost foarte frumos și este foarte frumos. Am filmat o bucată din el, urmează să filmăm cealaltă bucată, cea mai mare. Acum și cea mai grea. Până dimineață e deja 3 și ceva. Oare totuși criza să-i fie adus în țară sau fetele frumoase? Căci la filmările clipului au participat niște domnițe, după care ți se lasă gura apă. Și băieții nu neagă acest lucru. E adevărat, unul dintre marile motive pentru care filmăm în Moldova este și acesta, că femeile de aici, fetele din Moldova, sunt extrem de frumoase. Mă uit la tine și de ajuns. Nu, serios. Clipul se pare că nu va avea un scenariu greu de digerat. În imagine îi vom vedea pe cei doi băieți din Fly Project înconjurați de moldovence frumoase. În videoclip practic este imaginea, dorința oricărui bărbat care și-ar dori să petreacă zi de zi sau noapte de noapte în felul în care petrecem noi, într-un fel anume. Videoclipul nu se va lăsa mult așteptat. În 2 săptămâni va apărea pe ecranele din România și încă peste o săptămână îl vom savura și noi, cei din Moldova. Totuși, noi cu Tudor și Dan am mai avut ceva de discutat. Pe 6 martie, în cadrul evenimentului Show for Women, trebuiau să evolueze. Totuși, pe scenă ei nu au mai apărut. Ar fi trebuit să cântăm pe 6 martie. Am fost aici, am venit chiar pe 5 martie, am venit cu o zi înainte pentru promovare și așa mai departe. Doar că n-am cântat tocmai din motiv că unul dintre organizatori n-a respectat o foarte importantă parte contractuală. Și atunci n-am mai cântat, dar urmează să cântăm cât de curând, ar fi trebuit să cântăm acum pe 1 aprilie, s-a decalat concertul din 1 aprilie. Urmează să cântăm cât de curând în Moldova. Atunci vă așteptăm cu nerăbdare. Suntem Fly Project, ne uităm la Must TV Moldova.